Greu găsești în istorie două litere care, odată alăturate, să aibă un impact mai mare asupra mentalului colectiv. Brațul înarmat al național-socialismului, transformat într-o adevărată armată în anii celui de-al doilea război mondial, SS, poartă asupra sa cumplita povară a crimelor de război înfăptuite pe toate câmpurile de luptă ale Europei. Menită inițial să-i asigure protecția lui Adolf Hitler, organizația Schutzstaffel s-a transformat sub conducerea lui Heinrich Himmler într-o hidra tot puternică, administrând sistemul lagărilor de concentrare, controlând poliția, agențiile de securitate și serviciile de spionaj ale Reichului și supraveghind extinderea intereselor economice pe tot cuprinsul Germaniei, inclusiv în teritoriile ocupate. Dar cel mai semnificativ lucru îl constituie evoluția sa de la o simplă organizație militară la o forță paramilitară de amploare, Waffen-SS, având peste 900.000 de oameni în rândurile ei. Trupele Waffen-SS au participat la toate campaniile militare din Europa în cel de-al doilea război mondial, câștigând reputația unei armate redutabile, renumite pentru agresiunea atacurilor și tenacitatea apărării. Originea SS-ului datează din martie 1923, când Hitler a format un mic corp de gardă menit să-l apere de atacurile facțiunilor politice rivale. În 1925, după eliberarea lui din închisoare, unde ajunsese în urma participării sale la puciul eșuat de la berăria din München, i-a dat ordin șoferului său să organizeze o altă gardă de corp, numită de acum Schutzstaffel. Pe 16 ianuarie 1929, Adolf Hitler l-a numit pe Heinrich Himmler în funcția de Reichsführer SS. Deși puțini au fost cei care au înțeles importanța acestei acțiuni, promovarea funcționarului nazist în vârstă de 28 de ani în fruntea trupelor SS avea să transforme o simplă unitate de apărare în cea mai puternică și mai înspăimântătoare organizație militară din întregul imperiu. Când Himmler a preluat comanda SS-ului, acesta era alcătuit doar din 300 de oameni. Organizația fusese concepută ca o mică forță de elită, care jurase credință nu partidului nazist, ci numai lui Adolf Hitler. Himmler era hotărât să-i păstreze acest statut special, extinzându-i în același timp numărul și autoritatea. Când Hitler a devenit cancelar al Germaniei în ianuarie 1933, SS-ul avea în componența lui 52.000 de oameni. Imaginea și stilul adoptate de SS își iau rădăcinile în mișcarea Freikorps, care a cunoscut apogeul la sfârșitul Primului Război Mondial. Imediat după încetarea conflictului, Germania părea să se afle în pragul războiului civil, când noul guvern republican s-a văzut amenințat de comuniști și de alte grupări politice de stânga. Reacția aripii drepte din Germania a fost formarea ad hoc a unor unități militare menite să suprime revoltele membrilor de stânga. Unitățile erau alcătuite din foști soldați nemulțumiți de noua turnură a evenimentelor, incapabili să se adapteze vieții civile. La începutul anului 1919, trupele Freikorps au reușit să reprime așa zisa Revoluție Comunistă din Germania, devenind renumite pentru actele lor de cruzime. În afară de luptele purtate cu reprezentanții aripii de stânga, unitățile Freikorps s-au implicat în diverse conflicte de la graniță, mai ales împotriva insurgenților polonezi, care voiau să preia controlul asupra Sileziei Superioare în 1921. În general, unitățile promovau imaginea soldatului carismatic din tranșee, cu experiență vastă căpătată pe front, afișând ferocitatea și disciplina de fier, caracteristice vechilor războinici, după modelul mercenarilor Landsknecht din Germania secolului XVI. Deși trupele Freikorps s-au dizolvat la începutul anilor 20, atitudinea lor nihilistă a influențat comportamentul soldaților SS. Mulți comandanți din Waffen-SS făcuseră parte din unitățile Freikorps. Acestea au exercitat de asemenea o influență covârșitoare asupra denumirilor, unităților și gradelor militare adoptate de SA și apoi de SS. Vechiul sistem al armatei a fost respins în favoarea noilor stiluri germanice preluate din tranșee. Mai veche și mult mai numeroasă ca SS, organizația SA a dominat mișcarea nazistă din anii 20. Nemulțumit să se afle însă în subordinea SA, Himmler l-a convins pe Hitler, la sfârșitul lui 1930, să acorde SS-ului mai multă autonomie.
SS i-a răsplătit generozitatea, susținând partidul în timpul revoltei Stennes din 1930-1931, condusă de liderul SA de la Berlin, Walter Stennes. După suprimarea revoltei, Hitler a lăudat în mod public SS-ul. Soldați SS, onoarea voastră este loialitatea. Cuvintele lui au devenit motoul unității. Onoarea mea este loialitatea, fiind gravate apoi pe centurile purtate de soldați. Încurajat de independența proaspăt dobândită, Himmler a ordonat fabricarea unor noi uniforme și embleme care să scoată în evidență separarea SS-ului de organizația mamă, SA, care adoptase uniformele brune în urma achiziționării unor stocuri imense de cămăși militare de un maroc khaki destinat inițial coloniilor tropicale ale Germaniei. De aici și numele de cămășile brune. În anii 20, soldații SS au purtat și ei uniformele brune ale SA-ului, compuse însă din pantaloni și chipie de culoare neagră, marcate cu simbolul capului de mort. Din ordinul lui Himmler însă, în 1932, a fost introdusă o nouă uniformă. Concepută de doi ofițeri SS, uniforma neagră, destinată tuturor gradelor militare, era croită după modelul celei purtate de ofițerii armatei germane, mult superioară față de uniforma paramilitară creată de SA. Preferința pentru negru reflecta popularitatea de care culoarea se bucura în rândul mișcărilor fasciste, precum și respectul față de uniformele negre purtate de husarii din gărzile de corp prusace, iar simbolurile sinistre ale uniformei nu i-au scăpat lui Himmler, care manifesta un interes deosebit pentru toate aspectele ținutei militare. Uniformele erau fabricate în atelierele de croitorie ale lui Hugo Boss, un susținător înfocat al naziștilor, a cărui afacere scăpase de faliment cu ajutorul contractelor primite din partea SS-ului. Pentru trupele armate sau militarizate de pe front, SS a renunțat din 1935 la uniformele negre, în favoarea unora mult mai practice, confecționate dintr-un material în nuanțele cenușii sau cafenii ale pământului. Experimentul n-a durat prea mult, căci, în 1937, ambele modele au fost înlocuite cu unele într-o nuanță de un verde cenușiu, asemănător cu cele purtate de soldații din armată. De acum înainte, numai emblemele speciale ale SS-ului aveau să îi distingă de restul trupelor militare. Cu ajutorul acestor trupe și însemne emblematice, Himmler a transformat această organizație într-una fascinantă și sinistră în același timp. Atragerea oamenilor în rândurile SS nu se va dovedi deloc o sarcină dificilă. Dimpotrivă, numărul voluntarilor dornici să se înroleze în organizație era atât de mare după ascensiunea la puterea lui Hitler, încât Himmler s-a văzut nevoit să pună capăt recrutărilor, ca să nu pericliteze statutul elitist al organizației. Cu toate acestea, din cauza expansiunii sale, SS-ul, al cărui număr depășea 50.000 de membri, se confrunta deja cu o mare problemă. Era mult prea mare și greu de controlat, neputând să-i asigure lui Hitler protecția de care avea nevoie în postul de cancelar al Germaniei. În 1934, în timp ce își consolida poziția, Hitler se confrunta cu o problemă tot mai mare legată de SA și de liderul ei, Ernst Röhm. Trupele de asalt ale SA-ului pavaseră drumul lui Hitler în ascensiunea lui la putere, dar acum, când Führerul își atinsese ținta, rolul lor trecuse pe plan secund. Având peste 3 milioane de membri, mulți dintre aceștia credeau că Revoluția Național-Socialistă pentru care luptaseră le înșelase așteptările. Observau cum Hitler încheia afaceri cu mari industriași, cu armata și cu alte ramuri ale societății germane pe cheltuiala soldaților SA. Mulți încă șomeri sau având slujbe dintre cele mai umile. În încercarea de a le găsi un rol discipolilor săi, Röhm susținea sus și tare că armata germană să fie integrată în SA, ca o armată a poporului, sub conducerea lui. Îngrozit de perspectiva de a-și pierde statutul privilegiat, fuzionând cu o adunătură de soldați nedisciplinați, forurile armatei îl rugau stăruitor pe Hitler să stăvilească pretențiile lui Röhm. Deși îi privea cu suspiciune pe comandanții armatei, Hitler avea nevoie de ei ca să-și ducă la bun sfârșit viitoarele ambiții privind politica externă, astfel că, încurajat de Himmler și de Hermann Göring, a hotărât ca Röhm și toți conducătorii SA-ului să fie eliminați. Misiunea avea să le revină membrilor SS, care urmau să o ducă la îndeplinire în cel mai mare secret. În ultima săptămână din iunie 1934, SS-ul a pregătit terenul pentru distrugerea rivalului său.
Reinhard Heydrich, comandantul serviciului de securitate, a născocit acuzații false împotriva lui Rom. Noaptea cuțitelor lungi, după cum a fost cunoscută această operațiune, a marcat sfârșitul implicării SA-ului în viața politică a Germaniei. Rom a fost executat și înlocuit cu Victor Lutz, care, datorându-și noul statut lui Hitler, s-a văzut nevoit să accepte noua stare de fapt. Armata l-a felicitat pe Hitler pentru modul în care înlăturase amenințarea SA-ului, mulțumindu-le și celor din SS pentru treburile murdare înfăptuite în timpul epurărilor. SS-ul ieșise câștigător din această afacere și, eliberat de sub tutela SA-ului, a devenit principalul arbitru al violențelor din Germania nazistă. SS-ul își dovedise, fără îndoială, supunerea necondiționată față de Führer și eficiența în îndeplinirea ordinelor acestuia. Recunoscător, Hitler a declarat independența completă a organizației în cadrul Partidului Nazist și a acceptat extinderea ei imediată. Cu toate acestea, Himmler se confrunta cu o dilemă. Cine îi va antrena pe acești oameni ca să atingă standardele unei adevărate trupe de elită? În noiembrie 1934, acesta l-a convins pe general-locotenentul Paul Hauser, proaspăt ieșit la pensie, să preia comanda trupelor. Hauser avusese o carieră solidă, deși nu impresionantă, dar disciplina de fier și cunoștințele sale militare erau exact aturile de care Himmler avea nevoie. Himmler a acceptat necesitatea unei pregătiri militare solide, dar avea țeluri și mai ambițioase, după cum le-a mărturisit ofițerilor SS într-un discurs din ianuarie 1935. Nu trebuie să uitați niciodată că avem misiuni mult mai importante de îndeplinit decât cea de a fi simpli soldați. Suntem un trib, un clan, o comunitate, o cavalerie din care nimeni nu poate vreodată demisiona, unde am fost acceptați datorită sângelui nostru și căreia îi dăruim trupul și sufletul nostru cât timp ne aflăm pe acest pământ. Ideile lui Himmler despre SS și rasa ariană jucau probabil un rol nesemnificativ pentru Hauser, care se vedea ca un tehnician și instructor militar, precum și comandant al soldaților din prima linie a frontului. Căuta personal calificat, atrăgând alături un grup de ofițeri bine instruiți. Acești ofițeri, modelați în armata imperială a Kaiserului și căliți în tranșeele primului război mondial, erau militari de carieră. Erau de asemenea susținători ai regimului, deși cunoșteau prea puține aspecte subtile ale ideologiei sale. Le era greu, însă, fără îndoială, să îmbrățișeze viziunea lui Himmler, unde SS întruchipa un ordin modern al cavalerilor teutoni. Au manifestat încă de la bun început o indiferență uluitoare față de regulile și legile SS-ului, folosind gradele tradiționale din armată, în locul sistemului impus de SS, refuzând să renunțe în mod oficial la afilierea lor religioasă și ascuzându-și cu greu disprețul față de însuși Reichsführer. Himmler le era însă suficient de dator ca să le treacă cu vederea defectele. Aflându-se în avangarda mișcării naziste, armata SS a căpătat o aură strălucitoare, afișându-și cu fală statutul independent față de celelalte forțe armate ale Germaniei. Uniforma neagră și elegantă a trupelor, asortată cu accesoriile albe și lustruite, din piele, îi atrăgea ca un magnet pe școlarii nemți. Spre deosebire de Wehrmacht, din care făceau parte armata, marina militară și forțele aeriene, SS era o organizație de voluntari, cu propriile criterii de selecție. Himmler a impus alegerea viitorilor soldați SS pe baza probelor menite să le confirme sângele arian și a unei condiții fizice perfecte. Pentru înrolare, criteriul minim de înălțime a fost inițial de 1,80, apoi de 1,84. Un atu în plus îl constituiau trăsăturile ariene bine conturate. Puritatea rasială reprezenta o condiție vitală pentru toți voluntarii, dovedită cu certificate de naștere și de căsătorie, ce ajungeau până în anul 1800. Sau chiar 1750 în cazul ofițerilor. Aceasta era urmată de o evaluare vizuală a potențialului recrut. Examinatorul, expert în trăsăturile rasiale, folosea o scară de la 1 la 5, unde 5 marca trăsăturile pur nordice, iar 1 indica suspiciunea de amestecare a sângelui cu alte tipuri extraeuropene. Dacă recrutul avea o moștenire rasială corespunzătoare, susținea Himmler, nutrea și vederi politice corecte. Apartenența la Partidul Nazist juca, fără doar și poate, un rol vital, demonstrând în același timp devotamentul față de cauză. Mult mai importantă era împiedicarea accesului celor care făcuseră greșeala de a fi membri ai organizațiilor comuniste sau de aripă stânga.
foști masoni sau membri ai clerului. În general însă, recruții proveneau din organizații corespunzătoare, precum Tineretul Hitlerist, Serviciul de Muncă al Reichului și SA-ul. Din acest motiv, tranziția ideologică de la statutul de civil la cel de soldat era un proces relativ unitar. Himmler acorda prea puțină atenție calificării profesionale, considerând rasa ariană criteriul fundamental pentru evaluarea abilităților, pregătirii și calificării militare sau profesionale. Acest criteriu se aplica și în cazul recrutării ofițerilor, astfel încât, spre deosebire de armată, istoricul social sau pregătirea profesională juca un rol nesemnificativ. Până în 1938, cam 40% dintre ofițerii candidați dețineau doar o educație de bază, fără diplome universitare. Exista aici și un avantaj. Se deschideau porțile corpului de ofițeri pentru un grup social mult mai vast, permițându-le unor diamante neșlefuite să devină ași militari, lucru imposibil de realizat în rândurile stratificate ale armatei. Acest criteriu de selecție avea să dovedească un eșec în probele riguroase de luptă, unde cadeții nu reușeau să stăpânească aspectele tehnice ale exercițiilor militare. Din 1940 însă, s-au introdus condiții mult mai stricte de admitere a candidaților, pe baza pregătirii profesionale. Pregătirea militară a ofițerilor SS punea accentul pe un mod de abordare agresiv, potrivit căruia nimic nu putea sta în calea lor, unde subiectele teoretice, studiate poate la West Point, erau ignorate în favoarea instrucției practice, destinate rezolvării imediate a problemelor. Sportul și exercițiile fizice jucau un rol mult mai important în instruirea ofițerilor, după modelul din Wehrmacht. Cadeții erau, de asemenea, încurajați să urmeze cursuri de călărie, de navigație, de schi, de scrimă, de box și de enot. Acestea aveau rolul nu doar de a le îmbunătăți condiția fizică, ci și de a încuraja munca în echipă printre cadeți. Zilele de antrenamente erau lungi și grele, exercițiile erau intense și repetitive și foarte realiste. Le repetam până ajungeam să le facem automat, dar cred că aceste antrenamente au salvat multe vieți în timpul războiului. Excelam cu toții la sporturi, însă instructorii ne făceau să ne depășim limitele rezistenței, încredințându-ne probe menite să ne dovedim forța și statornicia. Unicitatea SS-ului consta în înaltul spirit de camaraderie promovat și afișat chiar și în vremuri de pace. Înainte de a învăța să mânuiască armele, instructorii creaseră o înaltă moralitate printre elevii lor. Firește, membrii SS făceau tot ce le stătea în putință să proclame unicitatea și superioritatea armatei lor față de cea a Wehrmachtului. Primul pas în crearea unei forțe de elită este inocularea ideii potrivit căreia soldații săi fac cu adevărat parte dintr-o trupă de elită. Recruților SS li se va cultiva un sentiment agresiv de superioritate față de armată, manifestat uneori în lupte stradale desfășurate în orașele garnizoană. Hitler a încercat să îmbunătățească relațiile dintre SS și armată, sugerând efectuarea unor schimburi reciproce de ofițeri. Deși armata era pregătită să tolereze formațiunile relativ modeste ale SS-ului, nu accepta sub nicio formă în rândurile ei prezența foștilor paznici din lagările de concentrare. Cum pretențiile teritoriale ale lui Hitler creșteau, armata SS căpăta un rol militar din ce în ce mai activ. Atacarea Poloniei va oferi noi oportunități tuturor elementelor SS, pe care Himmler era hotărât să le exploateze la maxim.